Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Fantasy Premier League. Avem etapă în mijlocul săptămânii, deci avem distracție. Până să mergem să vorbim despre ce o să se întâmple în această etapă, nu uita să apeși pe butonul de like, să lași un subscribe canalului și să intri pe Discord. Ai QR codul mai jos. Avem o etapă interesantă care începe astăzi 18 octombrie de la ora 21:30 de minute cu Brighton împotriva celor de la Nottingham Forest. Nottingham Forest care stă incredibil de prost în clasamentul Premier League și anume pe ultimul loc, doar cu 5 puncte în 10 etape, la fel ca și Leicester care este pe penultimul loc. Brighton, un surprinzător loc 7, merge destul de binișor, a avut înfrângeri cu Tottenham și cu Brentford în ultimele două meciuri, însă a scos și niște rezultate bune spre decente. Crystal Palace al lui Patrick Vieira împotriva celor de la Wolves. Wolves stau și ei dezastros, locul 17, primul loc care scapă de retrogradare cu 9 puncte. Crystal Palace, cum ne obișnuiește, undeva pe la mijlocul clasamentului cu 10 puncte pe locul 13. Mâine continuăm cu Bournemouth-Southampton. Bournemouth care stă foarte bine și este liniștită momentan pe locul 10 cu 13 puncte, însă Southampton pe primul loc retrogradabil cu 8 puncte pe 18. Brentford-Chelsea care vine după 4 victorii consecutive în campionat, stând pe locul 4 cu 19 puncte, iar Brentford care vine după o victorie cu 2-0 împotriva celor de la Brighton de pe locul 9. Liverpool-West Ham după marele derby de etapa trecută, Liverpool cu City. Liverpool care a ieșit câștigătoare pe merit, un joc ciudat și slab prestat de Manchester City, o întâlnește pe West Ham. West Ham care stă prost, dacă e să ne gândim la ce investiții au făcut și la ce pretenții sunt, pe locul 12 cu 11 puncte. Newcastle, ocupanta locului 6. În sfârșit, o echipă care investește foarte mulți bani în transferuri are și rezultate. Newcastle, care anul trecut s-a chinuit să scape de retrogradare, este acum pe locul 6 cu 15 puncte și o înfruntă pe Everton, o echipă cu pretenții, dar care este foarte jos în campionat, pe locul 14 cu 10 puncte. United Spurs, acest derby de top 6, dacă bate United face 19 puncte și o ajunge pe Chelsea, dacă bate Tottenham o va întrece pe City și va fi la un punct în spatele celor de la Arsenal. Ar fi trebuit să fie și un Arsenal City în această etapă, însă deoarece joi Arsenal joacă în Europa League, meciul este amânat pentru o dată viitoare. Joi se termină etapa cu Fulham Aston Villa, Fulham care stă binișor pe locul 11 și un Aston Villa pe locul 16 cu 9 puncte, foarte aproape de retrogradare, iar Leicester, cea care a căzut cel mai mult în formă față de anul trecut, pe locul 19 cu 5 puncte, o întâlnește pe Leeds, care nici ea, după plecarea lui Bielsa, nu arată o formă foarte bună. Având în vedere că toți jucătorii lui City, iar toți jucătorii lui Arsenal nu au meci și sunt fără meci, deci vor avea nema puncte în această etapă, avem 6 jucători a celor două echipe de pe primele două locuri, vom juca free hit-ul, bineînțeles, și vom începe un scratch de la 0, un scratch de la 0 a echipei. Nu luăm wildcard-ul, nu vreau să-mi rămână echipa cum o schimb acum, vreau doar acest free hit să-l folosesc, deoarece sunt prea mulți jucători care nu joacă în această etapă. Bun, ca portar totuși cred că las pe Henderson. Henderson care va avea match împotriva celor de la Brighton și chiar este ok.
Deși, na, dar Nottingham Forest este cum este apărarea, nu-l voi lăsa pe De Gea în poartă, deoarece este un match împotriva lui Spurs și cu siguranță va veni Son sau Kane sau mai știu eu ce și vor da gol. Mă gândesc foarte mult între Pope de la Newcastle și Jose Sa de la Wolves. Jose Sa care a avut intervenții și meciuri solide și Pope care a fost și el pe o anumită linie de plutire, ca să zic așa. Hai să luăm după preț și să ne ducem la cel mai ieftin, care este Ortega. Nu joacă, Foster nu joacă, Carlson, Adrian, nu avem aceste opțiuni. De aici nu joacă nimeni, nici măcar Begovic, nu. Am putea să mergem pe Ward, dar Ward au cu Leeds. Ca să avem un 4.1 și să mai scoatem și rămânem cu Henderson în poartă și da, de fapt atunci mergem direct pe Ortega care e 3-8 și salvăm bani mulți. Și rămânem cu Henderson în poartă. În față doresc foarte, foarte mult. Doresc foarte mult Kane. Îl voi băga pe Mitrovici, care a jucat săptămâna trecută și are meci cu Aston Villa. A, l-am băgat pe Mitrovici înainte. Bun, Mitrovici, Kane. Mergem la mijloc și luăm Son. Zaha. Salah. Cred că ăștia trei. După care Trippier, Nico Williams poate să rămână, Shar de la Newcastle, Perisic de la Tottenham, parcă îmi vine să merg mai mult pe, dar nu, că Perisic nu prea. Hai să vedem, Saliba nu o să joace. Dunk și încă unul în apărare, îl voi lua pe îl voi lua pe acest Fredericks de la Bournemouth care are meci cu Southampton. Mai avem 18 milioane. Putem să mai luăm aici la mijloc. Hai să vedem după un total points. Putem să luăm un Trossard. Ok. Ca atacant avem un Tony și rămânem cu un 4-4 aici pentru mijlocaș. Îl putem lua pe, hai vedem, oare și joacă cineva de aici? Uite, Milivojevic chiar joacă. Da, slabi. Și luăm și pe Da Silva de la Brentford.
Și avem această echipă cu Ortega care nu contează, Henderson care o să fie în poartă, Schär, Dunk, Nico Williams, Frederic Trippier, Son, Zaha, Salah, Trossard, Da Silva, Tony, Kane și Mitrovic. Make transfer. Play free hit. Confirm transfer and play free hit. Pick team. Trossard. Aici frumos. Să rămânem cu double. Hai că rămânem cu double Newcastle. În apărare. Ortega cu... Așa. Southampton Fredericks acolo, în caz că nu o să joace, o să fie Dunk care o să intre. Capitan îl pun pe Mitrovic și Kane vicecapitan și asta este echipa pentru această etapă. Henderson, Trippier, Schär, Fredericks, Son, Zaha, Salah, Trossard, Kane, Mitrovic, Tony, Dunk, Nico Williams, Da Silva și Ortega pe bancă. Și cred că ne-am descurcat minunat și maxim și vom avea niște punctulețe decente. Am făcut 45 de puncte etapa trecută cu Longstaff și Nico Williams și Henderson pe bancă cu câte 2, respectiv 3 puncte. Longstaff, Aubameyang 1 punct, Jesus 2, Haaland 4 cu tot cu capitan, Saka 9, De Bruyne 2, Andreas 5, Anthony 3, Cancelo 2, Saliba 5, Trippier 6 și De Gea în poartă 6. Suntem în 4-5 ligi. Premier League România, Tunarii de Mortar, Manchester City România, LCH League și Matchday Live and Citizens League. Nu stăm nici rău, nici bine. Se putea mai rău, se putea mai bine. Suntem pe 3 pe Tunarii, pe 6 pe City, având în vedere că am pornit ceva mai târziu. Stăm chiar bine, stăm chiar decențel. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Să aveți o etapă minunată și fascinantă. Ne vedem zilele viitoare cu videouri despre FIFA. V-am pupat și zi faină. Ciao, ciao!